Prețul la gaz e de-a dreptul cosmic, iar o nouă scumpire va goli buzunarele de toți, spun oamenii care și așa se plâng că abia de reușesc să facă față cheltuielilor. Gândul la iarna care vine îi înspăimântă, iar unii de pe acum s-au apucat de strâns bani pentru facturi. Alții însă, mai optimiști, speră că prin muncă, dar și cu ajutorul compensațiilor oferite de guvern, vor reuși totuși să iasă cu bine din sezonul de încălzire. Pe mătușa Anisia am întâlnit-o într-o subterană din capitală, în timp ce vindea flori din grădina proprie. Pensionara ne-a spus că așa se pregătește ea de iarna grea ce o așteaptă. Strânge bănuț cu bănuț, încă de pe acum, ca să poată achita facturile, inclusiv la gaz, care sunt cele mai mari. Большие цены на газ, подорожал сильно. Что вы будете делать? Искать деньги, чтобы рассчитаться, вот, на огороде собираем. Чтоб имели чем рассчитаться за газ. Prețul gazului e un subiect dureros pentru mulți. Are economii. Fica mea nici nu știe că eu într-o că e încălzire de la cazan. Și numai într-o odaie încălzeam. Și în rest de ea, nu, toată casa, că să nu se umezească, să nu se facă. Zic, nu știi tu ce am făcut eu. Și tot au venit. E mai mare economie ca anul trecut, eu nu mai pot face. Nici probleme să gazăm. Pentru că tot ce îndorgă, все. Ia grupul, scocă, plăceai 1598 lei. 1000 lei, grubă, grubă, plăceai grupul. E nehvătaie. Și ce vă budeți? Nu știu ce vă делать. Cum dalși жить? Alții însă mai optimiști ne-au spus că sunt pregătiți să facă față vremurilor grele care ne așteaptă. Cum va ne descurca? Nu credeți. Eu sunt optimist. Înțelegem că majorările astea nu depind numai de președinte, ori de... Nu știu cum să mă exprim. Toate majorările astea depind de unele momente care se petrec și în jurul țării noastre. Sperăm să ieșim cu bine. În încercarea de a mai economisi, unii proprietari ai apartamentelor, dar și a oficiilor, au încercat să găsească soluții. Unii au recurs la izolarea clădirilor. Pe Sergiu Sulimi, de exemplu, l-am întâlnit în timp ce muncea la izolarea unei florării. De ce se fac izolarea acum? Economii la căldură. E scump? Acum s-a scumpit gazul pentru asta? Normal. Normal. Și cam cu cât, dumneavoastră, ca specialist care... 30% sărazul economii. În ultima perioadă au crescut simțitor numărul de cereri pentru izolarea clădirilor. Deși e destul de mare investiția, totuși bărbatul spune că aceasta va fi recuperată în timp.